Doamnelor și domnilor, bună seara! Echipa națională de fotbal a țării noastre susține astăzi cea de-a patra partidă din cadrul preliminarilor campionatului european, care va avea loc în Anglia peste circa un an și jumătate. Având în vedere configurația clasamentului grupei întâi, preliminare, în care cele două formații se află pe primele două locuri, meciul de astăzi poate fi considerat unul din derbiurile grupei. Pe stadionul Ramat Gan din Israel se intonează acum imnul României. Cu această ocazie îi vedeți pe componenții echipei noastre. A fost Lupescu, Dorinel Munteanu, Selimeși, Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu, Marius Lăcătuș, Miodrag Belodedici, Daniel Brodan, Gheorghe Popescu, Bogdan Stelea și capitanul echipei Gheorghe Hagi. Dintr-o clipă într-alta, arbitrul Navarete va fluiera începutul acestei partide. A făcut-o în momentul acesta. Iar noi sperăm ca peste circa o oră și 45 de minute, când jocul se va încheia, când arbitrul Navarete va fluiera sfârșitul meciului, echipa noastră să părăsească terenul cu fruntea sus. Gheorghe Hagi se află desigur în preajma balonului, dintr-o situație similară, dar de la o distanță mult mai mare. El a marcat, după cum probabil bine știți, golul etapei trecute din campionatul spaniol. Distanța pe care comentatorii au apreciat-o a fost de 52 de metri între piciorul lui Hagi și poarta adversă și iată-l acum pe Gică trimisând mingea pe poarta echipei Israelului, dar portarul Ginzburg a reținut-o cu siguranță. Tot Dan Petrescu acum la minge. Io pasează lui Dorinel Munteanu, de la acesta mai departe la Gheorghe Hagi, care pătrunde spre carul adverse și trage cu piciorul stâng. Portarul Ginzburg respinge și vom asista acum la o lovitură de colț. Prima pentru formația României în această partidă, ne aflăm de în minutul 22 și Gheorghe Hagi va executa o lovitură de colț. Lupescu, Gică Popescu și șuta lui Gheorghe Hagi. Mingea este respinsă în prima instanță și apoi reținută de portarul Boni Ginzburg. Ne vedeți faza, mingea ajunge la Gică Hagi, din piciorul unui fundaș israelian. Cunoștii vor depune de la margine dacă arbitrul nu va fluiera sfârșitul acestei reprize. Vedeți, tribuna întâi este ca și a doua de altfel încercată de lume. Selmeș aruncă de la margine până la Ilie Dumitrescu, acesta e reținite lui Selmeș și ați văzut centrarea a trecut. A trimis mingea în afara terenului. Au trecut deja 46 de minute de la primul fluier al arbitrului spaniol Antonio Martín Navarete și gazdele evident nu au niciun motiv de grabă. Până acum din colțul careului de 6 metri cu oarecare întârziere, arbitrul este cu fluierul în gură și pune capăt acum primei reprize. Meciul România-Israel va continua după pauză. Scorul este același ca și în primul minut, 0-0. Vom reveni după circa 15 minute. Arbitrul spaniol a fluierat deja începutul reprizei secunde. Cei care au beneficiat de lovitura de începere au fost fotbaliștii gazdă, cei ai echipei naționale a Israelului.
de portarul Stelea. Lupescu. Fază fierbinte a echipei noastre. A șutat Dorinel Munteanu și apoi fundașii israelieni au reușit să respingă în fața lui Marius Lăcătuș și a lui Ilie Dumitrescu. Acum jucătorii israelieni atacă din nou. Revivo centrează, mingea este respinsă de Lupescu până la Berkovic, acesta pentru de prin dribling și șutează din fericire pe lângă poarta lui Bogdan Stelea. Lui Eyal Berkovic nu-i vine să creadă. Nici nouă nu ne vine să credem cât de ușor trec în ultimele minute atacanții israelieni printre fundașii noștri. În echipa noastră se pregătește o nouă schimbare. Ovidiu Stângă este cel care primește acum ultimele indicații înaintea intrării în teren de la antrenorul Angel Iordănescu. Marius Lăcătuș acum șutează cu boltă și gol România! 1-0 pentru România în minutul 25 al reprizei secunde. Minutul 70 al meciului, Marius Lăcătuș deschide scorul. În sfârșit un gol pentru echipa noastră. După atâtea și atâtea ratări în prima repriză și la începutul celei de-a doua și după ce gazdele au fost de câteva ori foarte aproape de a înscrie ei. Minge săltată cu boltă de Marius Lăcătuș peste portarul Ginzburg. Mingea, ați văzut, a lovit bara și a intrat apoi în poarta echipei Israelului. Spune multe despre intențiile mai mult sau mai puțin ofensive ale celor două echipe. Și despre, hai să zicem, lipsa de tehnicitate a jucătorilor gazdă. Dar tocmai acum cine să mă contrazică, Roni Rosenthal, care primește o minge în centrul careului de 16 metri și pe lângă Bogdan Stelea trimite mingea în poarta echipei noastre. Mai sunt 6 minute până în finalul meciului. Și Rosenthal restabilește egalitatea 1-1. Hagi trimite înalt în careu. Portarul Ginzburg reținând cu siguranță. Arbitrul își privește cronometrul și fluieră sfârșitul meciului în acest moment. Israel și România termină la egalitate 1-1 și în urma acestui rezultat echipa țării noastre rămâne în continuare pe locul întâi în grupa întâi preliminară,